De ce apare acnea la adulți? Din cauza stresului, din cauza problemelor hormonale din ce în ce mai frecvente, din cauza folosirii unor tratamente contraceptive sau hormonale din ce în ce mai des și mai ales din cauza alimentației bogate în hormoni, în ultimii ani, incidența acnei la femeia matură a crescut dramatic. Asociat cu faptul că, din păcate, frecvent femei cu vârste cuprinse între 35 și 40 de ani se trezesc cu tulburări de tip premenopauză, ne vom trezi și noi ca dermatologi cu o populație de paciente care până acum, din punct de vedere statistic, nu ar fi trebuit să existe. Ne trezim cu femeia între 35 și 40 de ani, care n-a avut acne genetic vorbind, deci nu seamănă cu cineva din neam, n-a avut probleme la pubertate, n-a avut probleme în momentul sarcinilor sau după sarcini, că începe să facă uneori pe zona T, alteori pe zona bărbiei, pe spate sau pe decolteu, o mulțime de puncte negre, de coșulețe și de leziuni care lasă semne. Combinat cu faptul că, în general, din păcate, încă noi mai considerăm acnea o problemă de lipsă de îngrijire și cu faptul că multe din leziuni sunt pe față, deci se văd, stresul indus de prezența lor va întreține la rândul lui acnea. Din acest motiv, tratamentele locale adesea sunt insuficiente. Deci, în momentul în care ne trezim cu astfel de leziuni, primul pas trebuie să fie consultul la medic. Medicul va stabili dacă este o simplă acnee, dacă este o reacție a organismului într-un cadru mai larg, adică dacă observă și că îi cade părul, dacă observă că îi crește părul în zone nedorite, dacă observă că e mai nervoasă, dacă vede că s-a schimbat metabolic și începe să depună grăsime pe zone pe care până atunci nu existau probleme, medicul va decide o listă de investigații. În urma investigațiilor, dacă acnea e într-un context hormonal, medical sau fiziologic, pentru că nu toată lumea care prezintă leziuni de acnee are analize modificate, ci pur și simplu scăderea funcțiilor ei face ca, în loc să producă hormoni buni, să producă hormoni de proastă calitate. În aceste condiții se ia decizia terapeutică. De multe ori decizia terapeutică, deci tratamentul propriu-zis, constă pe de o parte în ameliorarea cauzelor, deci încercăm să reglăm cauzele, pentru că este foarte greu să lucrezi hormonal cu femeia de 40 de ani. E borderline ca vârstă, nu mai este atât de tânără ca o puștoaică să poți să intervii cu mijloace brutale și pe termen lung, nu este nici atât de în vârstă ca să lași lucrurile așa cum au venit și să stai pasiv să vezi cum se produc afecțiuni la nivelul pielii. Pe de altă parte, de regulă, femeia în categoria 35-40 de ani este foarte activă profesional și familial, deci are multe motive de stres și de oboseală cronică și, nu în ultimul rând, adeseori are o acută lipsă de timp. Și atunci mijloacele pe care le ai la îndemână cu o fată foarte tânără căreia îi spui să facă sport, să facă mișcare, să încerce întâi tratamente locale și abia apoi să intervii cu lucruri mai serioase, de regulă nu se pot potrivi cu modul de viață al femeii adulte. În plus, există foarte multe prejudecăți. Este foarte adevărat că în medicină nu există sabie cu tăiș și că niciun tratament pe cale orală nu o să aibă numai părți benefice. Întotdeauna undeva mic acolo există niște efecte posibil adverse, există niște miști riscuri pe care femeia trebuie să și le asume în cunoștință de cauză. Deci ea trebuie să știe dacă poate intra într-un tratament de 6 luni, de 1 an, de 2 ani. Pentru că cea mai frecventă întrebare este: doamna doctor, de ce nu mi-au trecut mie leziunile când am folosit tratamentul timp de 3 săptămâni?
În ceea ce privește acnea, reglările acestor manifestări pot fi ajutate de tratamente locale. Întotdeauna o să începem cu tratamente simple. Deci o să începem cu infuzii la nivelul feței sau zonelor afectate de vitamine și de reglatoare de glandă sebacee. Aceste infuzii pot fi făcute simplu prin aplicarea unor produse de la farmacie sau pot fi făcute, dacă dorim rezultate mai bune din punct de vedere cosmetic și mai rapide, după ce am făcut tratamente de abraziune. Pot fi ajutate tehnologic de oxigen hiperbar, pot fi ajutate tehnologic de lasere, pot fi ajutate de pregătirea zonei respective în cabinetul medicului sau cosmeticienei, însă niciodată nu vorbim de un tratament. De fiecare dată ne vom pregăti pentru serii de tratamente care vor dura minim o lună și jumătate, două. Însă asta nu exclude și formele care vor dura 2-3 ani. Și ar trebui ca pacienta, după cei, să zicem, 2 ani de tratament cu ce este el, să nu mai aibă niciodată problema asta, adică să-l întrerupă și să știe că a meritat, nu știu cum să zic. Cu siguranță a meritat. Pentru că, din păcate, mai ales când vorbim de față, principala problemă o reprezintă semnele. Este adevărat că în ultimii ani avem la dispoziție din ce în ce mai multe echipamente performante în atenuarea cicatricilor. Dar adesea femeile se confruntă cu un coș 3 zile și cu un semn câțiva ani. În momentul în care fața rămâne totuși cartea noastră de vizită și o femeie are cicatrici de acne, impactul psihic, mai ales impactul emoțional asupra ei, va rămâne major și atunci trebuie să o ajuți. Deci trebuie să-i faci tratamente, fie ele cu laser, fie ele cu radiofrecvență subablativă. Repet, tehnologic vorbind, gama este din ce în ce mai largă, însă cu cât vei avea mai multă nevoie de ele, o să-ți crească, din păcate, costurile. Tratamentele cu laser nu sunt tratamente ieftine. Dacă ai norocul să ai o zonă mică, să spunem numai zona T, sau ai o zonă în jurul bărbiei în care ai făcut leziuni nodulare, într-adevăr, costurile nu sunt ceva scump. Dar în momentul în care ne referim la tot spatele, la tot decolteul sau pe zone întinse, deja trebuie să luăm în considerare că un pachet de tratament serios pentru cicatricile lăsate de acnee ne va duce la câteva sute de euro. În al treilea rând, timpul. Deci, de regulă, să stimulezi colagenul ca să umpli o cicatrice, îți ia câteva luni. Și niciodată nu o vei face coală de hârtie. Deci nu o să ajungi, dacă cicatricea este foarte profundă, la nivelul zero, la pielea femeii de la 25 de ani. Vor rămâne niște mici zone ca urmare a acnei. Și de aceea repet rugămintea ca pacientele, în momentul în care văd că se produc modificări la nivel cutanat și că încep să facă, adultă fiind, leziuni de tip acne, să se prezinte repede la dermatolog. Toate lucrurile pe care le tratezi în pripă și nu lași ca ele să devină cronice sau să devină cicatriciale, o să te ducă la rezultate spectaculoase. Tot ce lași să treacă în timp, să se agraveze, să se cronicizeze, te va costa după aceea mai mult și nu mă refer neapărat la bani. Mă refer la timp, mă refer la zile de stat în casă, pentru că atunci când vorbim de simple lasere, fața este puțin roșie după tratament, după care până a doua zi nu se mai vede că ai făcut nimic. Când mă refer la radiofrecvență subablativă, deja discutăm de 2-3 zile în care pacienta trebuie să aibă liber și să nu conteze că pe zona cu cicatrici există niște zone inflamatorii pe care trebuie să le îngrijească în mod special.
Mai mult decât atât, tratamentele cicatricilor sunt sezoniere. Deci noi le începem acum, practic la începutul lunii octombrie, pentru că trebuie să așteptăm ca fotosensibilitatea produsă de expunerea la soare din timpul verii să dispară, ca să nu avem, Doamne ferește, accidente, și le vom încheia din nou la anul în luna mai. Deci tratamente serioase cu lasere sau radiofrecvențe se pot face atâta timp cât soarele nu prinde putere. Mai mult decât atât, dacă lumea dorește să meargă la plajă iarna, mai sunt persoane care își pot permite vacanțe iarna, să spunem în Thailanda sau în Egipt, aceia iarăși vor trebui să facă o pauză, o lună înainte de ultima ședință și o lună și jumătate de la ședință, trebuie să facă pauză să se ducă fotosensibilizarea din timpul verii. Deci tratamentele cu laser rezolvă cicatricile în timp și cu anumite restricții. Ca atare, cu cât vom acționa într-un stadiu mai incipient, cu atât beneficiul pacientei va fi mai important. Mai mult decât atât, de multe ori, acneea este doar primul semn pentru anumite tulburări hormonale. Dacă noi lăsăm lucrurile să vină fiziologic înainte de vremea lor, ne vom trezi și cu celelalte semne ale tulburărilor hormonale. Deci, rare ori, la 40 de ani, rămâne doar cu acnee. De multe ori este doar vârful icebergului și prezența la medic, efectuarea de analize, ne poate avertiza de lucruri la care nu ne-am fi gândit până acum 15 ani. Deci, ca în momentul în care o pacientă intra în cabinetul meu acum 15 ani și eu mă uitam în fișa ei și vedeam că are o vârstă de până în 35 de ani, nu mă gândeam să o întreb dacă are probleme hormonale, nu mă gândeam să o întreb dacă are tulburări de ciclu menstrual, nu mă gândeam să o întreb dacă are anumite componente pe această linie, dacă a avut pe linie maternă probleme de tiroidă și așa mai departe. Din păcate, acum trebuie să le întreb pe toate, indiferent de vârstă, pentru că surprize am de câteva ori pe zi. În plus, oamenii nu mai fac copii la timp. Deci femeile, pe vremea bunicii mele, la 20 de ani, erau fete bătrâne dacă erau nemăritate. Faptul că acum femeile fac întâi facultate, masterate, își asigură întâi un loc de muncă, încearcă să-și asigure o situație socială, materială și familială stabilă, împinge intenția de sarcină peste 30 de ani. Adeseori, lucrul acesta se lasă cu o scădere a ratei de fertilitate, implicit cu tratamente în acest sens, care toate, la rândul lor, vor influența pielea. E foarte greu să explici unei persoane care e încă studentă, când o găsești cu analize proaste, cât de important este stresul, alimentația bogată în excitante alimentare de tipul cofeină, băuturi energizante, alimentația fast food, hormonii din carne, mezelurile hormonizate, când ea are un program de viață și mănâncă o dată pe zi, de regulă, ieftin și prost. Atunci, în loc să cheltuie bani pe creme pentru acnee, mai bine ar avea o cheltuială să trăiască sănătos. Numai că lucrurile astea, repet, uneori ne afectează fără să știm de ce.